Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Dorina Gerganov și vă prezint ora știrilor. Și în această săptămână călătoriile interurbane vor fi mai scumpe. Agenția Națională Transport Auto a aprobat noi prețuri plafon începând cu ziua de luni. Astfel, potrivit noilor prevederi, oamenii vor achita cu 3 bani mai mult pentru fiecare kilometru parcurs în călătoriile interraionale. Pentru nivelul 2 de confort, ei vor scoate din buzunare 86 de bani per kilometru față de 83, cât era pentru acum o săptămână, iar pentru prima categorie de confort 97 de bani față de 94, cât era până acum. Nici călătoriile raionale nu au fost ocolite de scumpire, prețul acestora la fel crește cu 3 bani. În acest sens, pentru o călătorie de nivelul 1, oamenii vor plăti 1 leu și 7 bani față de 1 leu și 4 bani, iar pentru nivelul 2, 96 de bani față de 93, cât era până luni. Precizăm că, potrivit ANR, luni, un litru de benzină poate fi cumpărat cu 25 de lei și 24 de bani, cu 27 de bani mai puțin decât duminică, iar un litru de motorină costă 28 de lei și 17 bani, cu 8 bani mai puțin. De menționat că, în baza deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale din martie curent, tarifele sunt stabilite săptămânal în funcție de prețul la carburanți. Consiliul Suprem de Securitate s-a convocat în ședință pentru a discuta despre progresele și obstacolele existente în procesul de înfăptuire a justiției, dar și despre prioritățile agendei legislative privind reforma justiției. Potrivit unui comunicat al președinției, un alt subiect ce va fi pus în discuție de către CSS se referă la combaterea și contracararea acțiunilor cu caracter terorist. După încheierea ședinței, la ora 13:30 de minute, președintele țării, Maia Sandu, va susține un briefing de presă. Cea mai recentă ședință a Consiliului Suprem de Securitate a avut loc în luna iunie pe subiectul securității alimentare a țării. Republica Moldova găzduiește în prezent peste 75.000 de refugiați ucraineni, iar biroul de migrație și azil a recepționat peste 9.100 de cereri de azil. Datele au fost publicate de Ministerul Afacerilor Interne a Republicii Moldova. Potrivit informațiilor din 24 februarie, de când a început războiul în țara vecină, teritoriul nostru a fost tranzitat de peste 500.000 de cetățeni din Ucraina. Aproape 300.000 din aceștia și-au continuat calea spre state europene pe la punctele de trecere a frontierei de peste Prut, iar peste 100.000 s-au întors acasă. În prezent în țară sunt peste 80.700 de cetățeni străini, dintre care jumătate sunt minori. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență investigează cauzele incendiului care s-a produs sâmbătă seara în curtea casei fostului președinte Igor Dodon. Despre acest lucru a declarat pentru TV6 ofițerul de presă al IGSU, Liliana Pușcașu. Potrivit ei, două auto speciale au luptat cu flăcările care au izbucnit la un foișor. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, sâmbătă seara a fost înregistrat un incendiu care a avut loc pe strada Alexandru Xenopol. Ulterior, fostul șef de stat Igor Dodon a scris pe contul său de Telegram că flăcările s-au produs în curtea casei sale. Dintr-un motiv necunoscut a izbucnit un incendiu. Le mulțumesc pompierilor care au venit repede la noi la 1:30 noaptea și au stins focul care se putea extinde cu ușurință în casă. Așteptăm concluziile și opiniile experților pentru a avea claritate cu privire la acest incident ciudat, a scris Igor Dodon pe contul său de Telegram. Fostul șef de stat a postat și un video în care se vede cum pompierii luptă cu flăcările. Ofițerul de presă al IGSU a declarat pentru TV6 că specialiștii investighează cauzele producerii incendiului. O să revenim cu detalii atunci când vom avea primele circumstanțe și versiuni lansate. Acum se lucrează pentru a stabili circumstanțele și cauza. Vorba de un foișor. La fața locului au intervenit două echipaje de salvatori și pompieri. Pompierii au reușit localizarea și lichidarea incendiului fără ca acesta să obțină răspândire. În urma incendiului nimeni nu a avut de suferit.
Ofițerul de presă al Poliției Capitalei, Natalia Statin, a spus că oamenii legii așteaptă rezultatele expertizei efectuate de specialiști, după care vor fi oferite informații. Igor Dodon se află în arest la domiciliu din 30 mai. El este acuzat de corupție pasivă, îmbogățire ilegală, trădare și finanțarea unui partid politic de către un grup infracțional. Fostul șef de stat susține că dosarul său este politic, pornit la indicația președintelui Maia Sandu. Învinuirile privind averea sa sunt nejustificate, iar arestul său a fost făcut cu scopul de a distrage atenția oamenilor de la problemele din țară. Maia Sandu a negat în repetate rânduri orice imixtiune în actul de justiție, precizând că nu dă indicații procurorilor și judecătorilor și le-a cerut acestora să-și facă treaba. Și procurorul general interimar a precizat anterior că nu primește indicații din exterior, iar acuzatorii acționează ghidându-se doar de lege. În calitate de complici la îmbogățire ilicită figurează mama, soția și cumnatul lui Igor Dodon. Toți pledează nevinovați. Un nou protest al Partidului Șor a avut loc în Chișinău. Manifestația s-a desfășurat în această dimineață, înainte de începerea zilei de muncă în fața executivului. Membrii și simpatizanții ai formațiunii politice le-au cerut angajaților acestei instituții să nu se supună și să nu slujească regimului PAS, pentru că, spun ei, este unul antipopular și antisocial. De asemenea, participanții la acțiunea de protest s-au plâns că trăiesc în sărăcie, lucru de care spun că se face vinovată guvernarea căreia i-au cerut să plece. Reacțiile celor vizați urmează în reportaj. Unii participanți la protest susțin că au venit în fața guvernului pentru a spune conducerii instituției că viața lor este din ce în ce mai grea și că nu știu cum să se descurce mai departe. Sărăcie în 2000 de lei, cum străiesc? Lasă-ne audă cum noi trăim și salariul avem. 40 de ani am lucrat la construcție, însă pensia o am de 2200, plus la acestea sunt și o persoană cu dizabilități. Cum să trăiesc cu așa bani? Nu că nu-mi pot planifica viața pentru o perioadă lungă, eu nu o pot face nici pentru una scurtă, cum ar fi iarna. Nici nu pot formula ca să explic în ce mod aș putea rezista într-o astfel de situație. Manifestanții au cerut guvernării să plece. Prezent la protest, reprezentanții Partidului Șor au menționat că executivul nu elaborează politici sociale care să simplifice viețile oamenilor. Acest guvern, în frunte cu premierul Gavrilița, nu mai reprezintă interesele poporului, nu lucrează cu interesele cetățenilor, nu le soluționează problemele pensionarelor, tinerilor, familiei, de aceea executivul trebuie să plece în demisie. Vrem să atragem atenția tuturor angajaților ministerilor guvernului. Vrem să le explicăm că nu trebuie să slujească actualei puteri, așa cum puterea trebuie să se supună poporului, dar actuala guvernare a arătat cu vârf și îndesat că este una antipopulară. Contactat pentru o reacție, purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS, Adriana Vlas, ne-a scris într-un mesaj că nu comentează declarațiile celor prezenți la manifestație. Cred că este oportun să oferiți dreptul la replică reprezentanții guvernului, a precizat aceasta. Iar purtătorul de cuvânt al guvernului, Anastasia Taburceanu, ne-a comunicat că într-un stat democrat toți au dreptul la opinie și protest. Potrivit Biroului Național de Statistică, prețurile medii de consum în ultimele 12 luni au crescut cu 33,55%, inclusiv la produsele alimentare cu 36,40%, mărfuri nealimentare cu 24,17% și servicii prestate cu 43,51%. Pentru sprijinul social al populației, autoritățile au majorat cu 60% salariul minim în sectorul public, iar în sectorul real al economiei,
economiei cu 20%, ambele până la 3.500 de lei. Totodată, pensia minimă a crescut cu 60%, iar în aprilie alocația a fost indexată cu 14%. Recent, guvernul a anunțat că vine cu noi măsuri de suport în contextul creșterilor prețurilor. Din 1 octombrie, cei care au venit mai mic de 5.000 de lei vor primi un ajutor financiar unic de 1.500 de lei. Autoritățile mai planifică să mențină mărimea alocației pentru perioada rece anului la 700 de lei și salariile bugetarilor vor crește cu 5,5%, iar leafa din sectorul medical cu 10%. Totodată, lucrătorii la stat care încasează lunar mai puțin de 15.000 de lei vor primi un ajutor unic de 3.000 de lei. Recent, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spătari, a declarat că 60% din populație va beneficia de compensația la plata facturilor pentru gaz și curent și a recunoscut că doar un procent din cetățeni își pot permite achitarea actuală la tarifele de gaz și energie electrică. El a precizat că potențiale beneficiari de compensații trebuie să-și demonstreze vulnerabilitatea financiară, dar și ponderea cheltuielilor pentru facturi în bugetul familiei. Trei foști angajați ai Moldova Gaz vor apărea pe banca acuzațiilor fiind bănuiți de abuz în serviciu și escrocherie. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, doi dintre ei ar fi angajat fictiv a treia persoană la companie, care timp de 3 ani ar fi ridicat peste 800.000 de lei. Potrivit procurorilor și ofițerilor de investigație, curatorii angajatului fictiv, care avea titularea de specialist măsurări gaze, sunt un fost vicepreședinte și un membru al Consiliului de Administrație al companiei. Astfel, în perioada anilor 2016-2019, acesta ar fi obținut din salariu venituri de peste 800.000 de lei. Potrivit oamenilor legii, cele trei persoane au fost trimise pe banca acuzațiilor, fiind bănuite de abuz de serviciu și escrocherie, iar dacă vinovăția lor va fi demonstrată, riscă închisoare de până la 15 ani. Contactat pentru o reacție, președintele Consiliului de Administrație al Moldova Gaz, Vadim Ceban, a refuzat să ne ofere mai multe detalii. Nu, eu cunosc despre acest caz, dar nu comentez. Reprezentanții PCCOX anunță că au primit în gestiune acest dosar în luna iulie a acestui an și că este doar una dintre cauzele penale aflate în gestiunea PCCOX, în care s-au stabilit prejudicii materiale și dilapidări din cadrul Moldova Gaz, celelalte fiind în procedură. În comunicat se precizează că procurorii sunt în așteptarea concluziilor instituțiilor de control asupra verificărilor care au fost dispuse anterior. PCCOX mai anunță că sumele însușite fac parte din categoria cheltuielilor directe ale întreprinderii și erau incluse în una din componentele prețului pentru gaz achitat de către consumatori. Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor, eu sunt Dorina Gerganov și vă dau întâlnire cu noi informații la ora 17. Vă mulțumesc pentru atenție, o zi frumoasă în continuare alături de noi. La revedere! We'll be right back.